În această dimineață, procurorii DIICO, structura centrală, împreună cu Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsului de Monedă din cadrul DCCO, au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, 4 pe raza municipiului București și una pe raza orașului Bușteni, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în falsificarea de monedă, punere în circulație de valori falsificate, deținere de instrumente în vederea falsificării și înșelăciune. În fapt, s-a reținut că, începând cu primăvara anului 2014, 3 suspecți s-au constituit într-un grup infracțional organizat, grup care și-a desfășurat activitatea până în prezent, în această perioadă fiind documentată activitatea de falsificare a unui număr de 17.065 bacnote din cupiură de 100 de lei, prejudiciu în cauză ridicându-se la aproximativ 1.707.000 lei. Liderul grupului infracțional avea rolul de a-i coordona pe ceilalți membri ai grupului, fiind implicat în procurarea și deținerea de materiale și instrumente necesare falsificării. Iar într-un interval relativ scurt de timp, a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai bun falsificator de bacnote de plastic din lume. Procurorii DIICO, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul ONC, au desfășurat activități de monitorizare a fenomenului de plasare a acestui tip de contrafacere, iar ca urmare a calității superioare a reproducerii, au fost, acestea fiind realizate pe suport de polimer și având imitate toate elementele de siguranță destinate publicului, fals aproape imposibil de identificat, de către persoanele care intrau în posesia acestora. Din acest motiv a fost denumit generic Superleu. La domiciliul liderului grupării a fost descoperită o adevărată imprimerie clandestină,
folosită de către acesta la tipărirea bancnotelor false, precum și foarte multe bancnote în cupiură de 100 de lei, de o calitate superioară.